De săptămâna viitoare începe valorile naționale la clasele din învățământul primar și gimnazial. Primii care vor intra în focurile examenelor sunt elevii de clasa a doua. Evaluarea națională pentru aceștia este programată între 7 și 10 mai, cu probe la limba română și limba maternă, scris și citit, plus matematică. La o săptămână distanță va începe și evaluarea la clasa a patra, care va cuprinde examinările la limba română pe 15 mai, matematică pe 16 și limba maternă pe 17 mai. Spre sfârșitul lunii vor avea loc și testările pentru clasa a șasea, prima probă fiind la limbă și comunicare pe 23 mai, urmată de matematică și știință pe 24 mai. Evaluările de la finalul clasei a șasea sunt interdisciplinare. Testul de limbă și comunicare cuprinde limba și literatura română și limba modernă, iar testul de matematică și știință cuprinde matematică, fizică și biologie. La clasa a opta, evaluarea națională este mai elaborată, aceasta urmând să debuteze pe 11 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Urmează matematica pe 13 iunie și limba și literatura maternă pe 14. Rezultatele vor fi anunțate pe 19 iunie, zi în care se pot depune și eventualele contestații. Înscrierile pentru evaluarea națională la clasa a opta se fac în perioada 4-8 iunie.